Seară deosebită, o seară extraordinară, o seară în care vom afla cine este câștigătorul ediției cu numărul 6 a Festivalului de Muzică Lăutărească Veche Zavaidoc. Acum să vedem către cine va pleca o altă mențiune. Tocmai de aceea, haideți să-l invit în scenă pe domnul Sorin Mazilescu. În aplauzele dumneavoastră, bineînțeles! Emoții, suspans, bună seara și bine ați venit! Sărmâna, mulțumesc! Mențiune se acordă doamnei Teodora Pană la cea de-a 6-a ediție a Festivalului Național de Muzică Lăutărească Veche Zavaidoc. Teodora Pană! Bună seara și bine ai venit! Felicitări! Bună seara! Trofeul, flori și mențiunea. Felicitări! Două palme bărbătești
pe la poarta dumitale. Ce dor, ce chin, ce jale mai, pe la poarta dumitale. Of, of, ce dor, ce chin, ce jale, pe la poarta dumitale. Ce dor, ce chin, ce jale mai, pe la poarta dumitale. Mulțumim și felicitări, doamna Panu. Iată, iubiți spectatori și telespectatori, dacă mențiunile s-au dus în Gorj, în Argeș, să vedem unde vor pleca premiul 3, premiul 2, premiul 1 sau chiar marele trofeu. Cu fiecare secundă, cu fiecare clipă care trece, ne apropiem de punctul culminant. Moment în care vom afla cine este câștigătorul de anul acesta al festivalului Zawajdok. Până atunci, aș vrea să-l invit în aplauzele dumneavoastră pe domnul Moise Mitulescu. Pentru a ne spune de cine va pleca premiul 3. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Se acordă premiul al treilea din partea jurului la cea de a șasea ediție a Festivalului Național de Muzică Lăutărească Veche Zawajdok, solistei Raluca Burcea, reprezentând județul Prahova. Să-l dau de-al curița, seara și